Bine ați revenit alături de noi. România a fost, din păcate, lipsită de ocazia unică de a avea oameni care luptă cu statul paralel de la Cotroceni. Am avut excluși din cursă, așa, modic, 94.000 de semnături falsificate, unii alții cu doar 45.000 de semnături falsificate. Chestia asta, așa, pur românește, adică de ce n-a mers, habar n-am. Sunt răi oamenii de la Biroul Electoral Permanent, ai, ai, ai. În schimb, avem din 30 total un quantum de 9 potențial președinți. Dacă e să fim vorba doamnei Viorica, prezumția vinovăției, se fac vinovați că s-au înscris în curte, în cursa, pentru, am pomenit de doamna Dăncilă și vorbesc strâmb. S-au înscris în cursa pentru prezidențiale, iertați-mă. Avem, iarăși, repet, 9 candidați înscriși oficial, cu actele în regulă, înregistrați în cursă, de la pro-europeni convinși până la luptători cu Caracatița și statul mafiot care a pus pe brânci România, terminând cu oameni cu zâmbetul frumos, continuând cu simpli muritori de rând în persoana domnului Diaconu. Dar aceștia vor face obiectul altei discuții, probabil de joi. Acum, revenind, nu mai spun oile noastre că se interpretează. Domnilor, Dan Barna, Klaus Iohannis. Cumva personaje cunoscute, domnul Barna relativ nou în politică, domnul Iohannis pe cai mari destul de mult timp, pe când era încă primarul Sibiului, era un primar relativ cunoscut, cel puțin în zonele înalte. La nivel de România profundă, nu știa nici naiba. Dar a reușit o campanie datorită domnului Victor Ponta să câștige. Probabil acesta a fost rezultatul câștigător pentru domnul Klaus Iohannis, pentru că a fost într-o luptă cu domnul Victor Viorel Ponta. Aceasta a fost și sloganul. Știți, în 90, Duminica Oarbă, cum o numesc istoricii, când se striga în piață Iliescu, Iliescu, te votăm tot neamul ca să moară de necaz Rațiu și Câmpeanu, cam așa se întâmpla acum cu domnul Klaus Iohannis. Klaus Iohannis, mă, e greu să faci rimă pe... Da, Klaus, aici... era... Klaus, Klaus, capene de Mickey Mouse, știți? Iarăși, peiorativ, era slogan de campanie, era foarte popularizat. Domnul Victor Ponta, bună seara din nou. Vă rog. Vedeți, dumneavoastră, eu pun tot timpul lucrurile astea într-un mod mai pragmatic. Da. Haideți să ne gândim unde era România astăzi dacă era Victor Ponta președinte. Să ne gândim serios. Victor Ponta, exemplu, nu adică cel care acum spune că s-a reformat cumva și mai departe. Victor Ponta de atunci, care conducea... E un fel de făt frumos de harap alb, știți? De exact. Trans, deci, asta, mitul fântânii. Să vedem faptul că totuși România a făcut alegerea bună, da, și că datorită lui Klaus Iohannis astăzi suntem în continuare pe un drum european și încă o dată avem speranța că vom reuși să scăpăm de ce înseamnă corupție, incompetență la nivel de vârf în stat. Uh-huh. Și că în alegerile următoare românii vor putea să aleagă tot ceea ce trebuie pentru o Românie normală. Domnul, cumva declarativ, cel puțin PNL vrea colaborare, prietenie veșnică, dragoste profundă cu USR Plus. USR Plus vrea și el dragoste cu PNL, dar nu atât pe față. Declarativ, cumva avem această... De ce vrea Dan Barna președinte? De ce vrea Dan Barna președinte? Pentru că crede el și credem și noi că poate fi un președinte mai bun decât toți cei dinainte. Poate dar fi domnul un Dan Barna îi aproape l-admira să... înainte de a intra în campanie pe domnul Klaus Iohannis. Mi-aduc aminte o emisiune de la TVR, pot să-i fac reclamă că e de stat și oricum își iau banii. Mi-aduc aminte de o emisiune la TVR când încă nu era anunțat oficial, toată lumea știa, dar era un fel de, domnule, nu vorbim ca ai pătrunjel între dinți, vorba aia, știți? Noi suntem oameni de bun simț aici în țară. Vorbea cu admirație despre Klaus Iohannis, că apreciază că a luptat contra PSD. Da, toți apreciem munca pe care a făcut-o Klaus Iohannis de când a devenit președinte. Principalul beneficiu pe care l-a adus țării este că ne-a scăpat de PSD și adică... eu am votat Klaus Iohannis în... Și voi vota și acum Klaus Iohannis? Acum nu voi vota Klaus Iohannis, acum voi vota păi Dan Barna. Muncit bine. Apropo de muncă bună, dar pe e vorba din... de o misiune pe care Dan Barna poate să o ducă mai departe. Rog pe colegii în regie, avem un filmuleț foarte interesant apropo de aprecierea domnului Barna față de domnul Iohannis. Cum este gata, vă rog să-l dăm pe post pentru ca să-l putem comenta. Până atunci avem în acest moment cumva Klaus Iohannis care beneficiază de... jilțul de aur pe care se află, pentru că așa, cam așa se raportează de altfel. Domnule Ciungu, către dumneavoastră întrebarea. Când îl vedem pe domnul Iohannis într-o dezbatere televizată? Noi, muritorii de rând, ajungem greu la... Vorbim, bineînțeles, de campanie electorală. În momentul în care începe campanie electorală, președintele în funcție poate să participe la astfel de lucruri. În momentul de față, bineînțeles că ceilalți candidați am putea spune că au un avantaj, s-au plimbat mult prin țară, au făcut campanie,
Klaus Iohannis, de exemplu, a fost prezent la câteva întâlniri regionale. S-a plimbat, dar a fost la câteva întâlniri regionale ale PNL. Și bineînțeles este candidatul pe care noi îl susținem. Acasă, când m-a luat toată lumea, că-s frumos. Dar totuși dânsul are funcția de președinte al României și are alte lucruri de făcut mai bune în momentul de față. Adică în care românii nu e bine sau cum? Bineînțeles că este bine. Dar mă refer la faptul că dânsul are în momentul de față funcția pe care trebuie să o execute și trebuie să meargă, se întâlnească în momentul de față iarăși în Statele Unite, dar dacă ne uităm la ceea ce propune Klaus Iohannis, vorbim de, n-am putea spune o întoarcere, dar de crearea acestei Românii normale în care bun simțul și respectul reciproc e ceva normal. Noi nu avem treaba asta în momentul de față. Uitați-vă la politică în continuare. Lumea e pur și simplu scârbită de politică. Trebuie să aducem din nou respectul acolo. Și asta nu se face. Nu votați pe domnul Paleolog, el a zis de respect. Să știți că înainte de domnul Paleolog, domnul Klaus Iohannis chiar a făcut treaba asta și în campania din 2016. Dacă vă aduceți aminte de acea dezbatere cu domnul Victor Ponta, în care totuși a spus apropo că de campania din 2016, mulțumesc. Când renunță domnul Klaus Iohannis la imunitate? Da, știu că e o temă la care se mai discută. Dar din punctul ăsta de vedere, imunitatea este până la urmă politică, pe declarații politice. Da, cu siguranță, dar deci nu pe... eu știu legea imunității. Domnule, e făcută să apere politic orice personaj, pentru că nu pot să vii să-l acuzi de orice. Eu, dacă și haideți să vă întreb un lucru. Da? Dată fiind compoziția Parlamentului și a Guvernului... N-ar putea să voteze ridicarea imunității? Domnule, ce vă rog frumos, nu spuneți asta, că am o părere bună despre dumneavoastră. Bineînțeles. Vă rog. Ce s-ar fi întâmplat cu acest guvern PSD și acest parlament care a fost condus de PSD-ALDE în acel caz? Gândiți-vă ce au făcut cu legile justiției și ce vreau să facă. Și totuși Klaus Iohannis a stat acolo drept și a reușit să-i oprească. Ce i-ar fi făcut președintelui și cât de ușor ar fi fost să se folosească de acest tertip? Deci dânsii iau un concept care este normal și este pus în Constituție, îl învârt complet pe dos și spun că e ceea ce cred dânsii, nu ceea ce este realitatea. Și având o aceea oameni în Parlament, am văzut ce au făcut. Da, domnule, ne spuneau pe față că ei reformează justiția și o băgau în pământ. Dar de ce vi se promis ceva ce nu vrei să faci? Adică, na, vorbim de onestitate, om sas, respectuos, ardelean. Ce înseamnă asta? Da. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare. Domnul Barna, avem, nu știu dacă au reușit colegii din regie să ne ajute cu acel filmuleț în care domnul Barna depune semnăturile. Cred că... nu, acesta este. Vom avea un clipuleț cu domnul Barna depunând semnături la BEC, la biroul electoral permanent, acolo unde aici cred că este. Dacă permiteți să urmărim și cu sunet în platou, ar fi perfect. De aceea candidez astăzi din partea Alianței USR Plus, pentru că românii pot și merită să fie fericiți aici în România. Este nevoie de viziune și hotărâre. În acest moment nu mai putem să ne învârtim în jurul cozii cum se întâmplă de 30 de ani. Este nevoie de alegeri anticipate într-un termen cât mai scurt pentru a ne întoarce la popor, cetățenii nu greșesc, pentru a ne întoarce la popor și a avea apoi o legitimitate parlamentară pe care să putem face reformele de care România are disperată nevoie. Eu voi fi în turul al doilea cu siguranță și voi fi următorul președinte al României. Liderul USR a afirmat că România are nevoie de o schimbare pentru a nu ajunge în situația de a mai pierde 1 milion de români în următorii 5 ani. Președintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele când casa a luat foc și se prăbușa. Eu cred că dacă era un gospodar mai atent și mai diligent, poate nu ajungeam să luăm foc de atâtea ori în ultimii ani. Doamna Dăncilă nu mai conduce un guvern legitim. Și doamna Dăncilă, într-o țară democratică, cu o clasă politică cu bun simț, ar trebui să ardea. Nu știu neapărat dacă asta a spus, dar... Nu a fost prezent, pardon, nu a fugit. Nu a fost prezent. Nu, cred că era mai degrabă că a fost prezent în momentele în care, să zicem, era important. Probabil că domnul Barna a încercat să spună, în modul în care a spus și prin restul campaniei, că va fi un președinte full-time. Da. A încercat să lege de acel subiect, dar în continuare, am mai spus-o și o mai spun, suntem aici pentru că Klaus Iohannis a fost președintele României și a reușit să țină țara asta pe un drum european, a reușit să
protejeze cât a putut statul de drept, împreună cu românii. Domnul Băsescu a ținut țara pe traseu european. Nu contestă... Vă rog, domnule Botez. Nu contestă nimeni munca pe care a depus-o Klaus Iohannis, nu contestă nimeni faptul că datorită victoriei sale în alegeri am reușit să avem un președinte altceva decât PSD. Dar, ulterior, românii au avut așteptări mari, au vrut un... Poate fiind, eu știu, obișnuiți cu un președinte jucător, au așteptat măcar un președinte activ. Uh-huh. Și poate că Klaus Iohannis nu le-a îndeplinit aceste așteptări. Dan Barna, cel puțin din activitatea... Nu facem campanie, apropo, prietenii de la CNA, să știți că nu facem campanie electorală. Okay. Vă rog frumos să ne înțelegem corect, doar discutăm mesajul de campanie, da? Dan Barna este un tip... activ din tot ce a făcut până acum. Se poate vedea că e un tip implicat, un tip energic. Și, până la urmă, e un lucru... De bătrânețe? Nu eu. Nu eu îl acuz. Eu spun doar ce așteaptă oamenii de la un președinte. Și cred că Dan Barna ar veni să... în întâmpinarea acestei nevoi a cetățenilor de un președinte mai prezent, un președinte care să transmită mesaje, un președinte care să fie în dialog cu cetățenii mai des. Îl cunosc pe Dan Barna de aproape 3 ani, de când suntem colegi în Parlament, și știu că poate să facă treaba asta și mai mult decât faptul că poate și dorește. Își dorește lucrul ăsta. Acum, să-ți dorești poate oricine, știți vorba aia. Problema se pune dacă poți și dacă faci față, pentru că și doamna Dăncilă și-a dorit. Bine, nu fac paralelă între domnul Barna și doamna Dăncilă. E foarte greu să faci paralelă între domnul Dăncilă și oricine. Da. Dar aș vrea să... Vă rog. Ați menționat și de domnul Băsescu. Președintele Iohannis a avut totuși mai multe cereri la Curtea Constituțională pentru a opri... Ne măsurăm în cereri? Ne măsurăm pentru că este un instrument pe care președintele îl poate folosi și l-a folosit cu succes. A avut mai multe decât toți ceilalți președinți la un loc, inclusiv Băsescu. N-a fost întotdeauna a avut dreptate. Adică a fost parțială dreptate, au fost unele cazuri minuscule, într-adevăr, unde nu a avut dreptate, dar totuși în majoritatea a reușit să gratis, adică să nu a făcut un efort, să ne înțelegem. Nu înțeleg de ce încercați să prezentați ca pe un efort din partea domnului președinte. Nu el a făcut, adică nu el a scris acele sesizări, să ne înțelegem. Totuși președintele poate să dea o direcție, da, bineînțeles, ceea ce faci și nu se apucă ce de la administrația prezidențială să facă un lucru fără acordul președintelui. Din punctul ăsta de vedere, de asta spun, de fapt, la nivel administrativ, a fost mai eficient și mai activ decât Traian Băsescu. Pentru că Traian Băsescu ne-a obișnuit să fie un președinte care era jucător, cum se spunea, sau vorbea foarte mult, asta nu înseamnă că Klaus Iohannis trebuia să fie la fel. A fost exact așa cum, până la urmă, l-am votat așa cum este, un sibian, un ardelean, da, un profesor de fizică, un om care educă și care a reușit să... înalt, cult, nu cu un debit verbal, nu la fel de mare ca al meu cel puțin, dar vorbește... Și totuși, vă uitați și în sondaje, românii în continuare îl preferă într-o proporție destul de mare. Au înțeles că este nevoie de acest dialog mai așezat în care președintele trebuie să fie demn și sobru. Toate alegerile prezidențiale din lume, în general, foarte rar se întâmplă. Trebuie să fii Sarkozy să nu fii ales pentru al doilea tur. Doamne ferește, nu îl desconsider pe domnul Sarkozy, dar a avut un mandat îngrozitor. Iarăși, trebuie să fii doar Sarkozy ca să nu ajungi în al doilea, să nu câștigi și al doilea mandat. Ia avantajul jilțului de cristal. Este, bineînțeles, președintele în funcție, de obicei are un avantaj cu care pleacă, dar putem să vedem în sondaje că e un avantaj destul de substanțial față de restul candidaților. Aș vrea să... În sondaj a intrat și domnul Tăricianu în europarlamentare. Aș vrea să vă spun că un avantaj pe care cred că îl are candidatul USR Plus este faptul că în spate există un, așa că să-i spun, aparat de partid. Există niște membri care încă mai au entuziasm, niște membri care cred că România poate să fie o țară în care să trăiești decent din munca ta, o țară în care să poți să trăiești, Daniel, din care, nu din care să pleci. Domnul Ciungu, pardon. Ba da, sigur, nu e un tip tânăr ca noi și dar că are o altă perspectivă, o altă afinitate față de partidele din spectrul politic. Dar cred că gusturile nu se discută. Da, cred că în spatele candidatului USR stau foarte mulți oameni dornici să se implice, foarte mulți voluntari. Este pe mine m-a uimit când am intrat în politică în 2016.
Câtă disponibilitate există în partea oamenilor de a se implica chiar și politic la un moment dat? Și eu cred că diferența o va face această parte, oamenii care chiar se implică. Știți care e problema? Era să zic o altă vorbă din popor, dar din păcate poate fi interpretată și o să mă abțin. Dar disponibilitatea există și din partea oamenilor, nu neapărat cu intenții bune. Deci, nu zic că se întâmplă asta la USR, dar nu... Ideea este alta, în esență. Ceea ce vreau eu să văd în România, într-un punct oarecare, dacă nu m-au obligat circumstanțele să măcar și eu, cum s-au cărat foarte mulți de aici, pentru că, din păcate, momentul actual nu este cel mai prielnic pentru viață în țară, din toate punctele de vedere. Da? Eu de aceea cred în politica pertinentă. Ceea ce nu văd în niciunul candidat din această campanie electorală, mai puțin unul, dar nu o să-i dau numele, pentru că o să zic că îi fac reclamă, nu văd un program, un proiect pertinent. Am avut programul domnului Klaus Iohannis România Educată. Nu știu dacă l-ați citit, domnul Ciungu. Nu l-am citit totul, dar... Vă recomand să nu faceți asta. Atunci. Vă recomand să nu îl citiți. A fost muncit de oameni extraordinari, pe mulți dintre ei cunosc, oameni de foarte bună calitate, dar imposibil de aplicat în momentul ăsta în România. Care este din programul acela... acelor oameni pe care îi reprezentați în acest moment? Pentru că aceasta vrea o dezbatere pe proiecte, nu pe care este mai PSD-ist și care este mai penelist decât celălalt. Se interpretează peiorativ. Care sunt programele oamenilor pe care îi reprezentați indirect în acest moment? Aici ar fi o paranteză. Pe proiectul România Educată s-a lucrat în continuare, se lucrează, au fost mai multe seminarii și dezbateri. Încă se lucrează. Deci a fost un raport în sine pentru ceea ce s-a lucrat până atunci. Dar se va lucra în continuare și în sine și guvernarea va veni la un moment dat pe dacă PNL ajunge la guvernare, vom avea acel sistem semifinlandez, pentru că aceasta presupune România Educată în două cuvinte. Sistem semifinlandez. Nu știu dacă ați avut șansa să urmăriți săptămâna trecută, noi am avut o dezbatere la PNL București pe tema educației. Deci, în continuare, suntem deschiși la astfel de dialoguri, da. Și vom avea, sunt sigur, un dialog și cu USR Plus pe această temă. Deci, nu e nimic stabilit, dar în România e nevoie de un nou sistem în care să ne uităm mult mai mult la elev, la student, nu neapărat la ce poți trebuie să ținem ca să... Participativitate. Da. Și legat de program, bineînțeles că vă gândiți un pic mai mult la acel tip de alegere americană în care avem o republică prezidențială. Bine, acolo, nu se pune problema. Și trebuie să fac diferența între republică parlamentară sau semiprezidențială. Aici mai mult, așa este. La noi, mai degrabă, dar ține partidele. Asta e ideea, că ambii candidați la funcție de președinte vin la pachet. Vin la pachet cu un prim-ministru. În cazul domnului Iohannis, domnul Orban, care e candidatul știut, ca să nu zgâvești al PNL-ului, și în cazul USR-ului este domnul Cioloș. Iarăși, o chestie bătută în cuie, în ambele direcții. Și în momentul în care tu vii la pachet cu ceva, zic, domnule, sunt eu, frumos, spălățel, îmbrăcățel, bine vorbesc, e și el aici, lângă mine. În ambele cazuri, mai josuț. Dar asta este doar fizic. De ce? Adică venim cumva cu argumentele perfecte pentru a le permite să construiască pe principiul republicii prezidențiale. Că, domnule, eu sunt președintele, omul de lângă mine are încredere în mine, eu în el, poate, sau mă rog, așa, și vom face asta. Da, de a schimba cumva Constituția ca să ajungem la o republică... Nu, doamne președinte, nu, o secundă, nu ne băgăm în Constituție, că mi-am văzut și așa mi-au degeaba. La o republică prezidențială, cred că e o discuție pe care vom avea, nu știu, peste... Doamne, ferește să ajungă mâna în puterea unui nebun. Aici de-aia e bine dus și întors. Da, a se vedea Trump. Nu cred că se va întâmpla prea curând. Programul. Dar vreau să spun câteva cuvinte despre România Educată, pe care cred că nici nu eram în politică. Cred că nici nu mă gândeam să intru în politică când am auzit de inițiativa lui Klaus Iohannis și știu că a spus așa... lansez în dezbatere acest program și va dura 2 ani. Și toată lumea a rămas, wow, 2 ani? Dar ce facem 2 ani? Și au trecut 2 ani și nu s-a întâmplat. Cred că România are nevoie de educație și ar trebui să facă o prioritate. I-am încercat de la PNL, acum vreau să vă cer pe dumneavoastră. Ar trebui să facă o prioritate USR-ul, din treaba asta. Sloganul lui Dan Barna vorbește de fericiți în România. Eu sunt foarte fericit. Deja, da, adică... atunci când îți setezi un obiectiv sau când vorbești de niște lucruri pe care ți le dorești, trebuie să-ți imaginezi cumva situația aceea perfectă către care tinzi. Din asta sunteți unul dintre deputații care merg printre oameni și probabil ți-au auzit glumele cu jointurile. Da. Adică...
Cât de cu jointurile, nu, n-am... Nu, sunt foarte multe, vă spun eu, legat de fericiți în România. E un termen foarte abstract, la fel ca normalitatea domnului Iohannis. Da. Eu sunt destul de normal, îmi place să cred, mă rog, în termenii mei de normalitate. De aceea normalitatea domnului Iohannis este interpretată la fel ca normalitatea dumneavoastră sau a dumneavoastră. De ce fericiți în Dan, România? Dan Barna, sau candidatul USR, ca să nu mai folosesc numele, așa, a venit cu un... cumva provoacă românii să se gândească la o imagine... Cum anume ai putea să fii fericit? Ce trebuie ca să fii fericit? Într-o zonă din România e suficientă niște bere. Ok, ok. Fiecare român ar trebui să-și definească ce crede că este important. Ce anume l-ar face să ducă o viață mai bună? Ce anume ar crește nivelul de trai? Unii se gândesc la joburi, unii vor școli mai bune, unii vor până la urmă să aibă încredere că instituțiile statului își fac treaba și că funcționează decent. Serios, mergând prin județ, mai ales acum în vară, când am strâns semnături pentru candidatură, ne-am întâlnit foarte mult și cu oameni veniți din afara țării, acasă. Veniți să-și viziteze părinții sau ce mai au pe acasă. Și i-am întrebat, domnilor, ce v-ar face să vă întoarceți acasă? Și îmi spun, un salariu decent, nu știu. Da. Și vă spun și o sumă, pentru 2-3 mii de lei, oamenii s-ar întoarce acasă în Vaslui. Dacă ar avea... Atât de puțin? Da, da. Este, o să înțelegem, pentru București e un salariu... E un salariu... Vaslui este, din punct de vedere a salariului, la cel mai, aproape cel mai... Dar petrolul nu. Eu vă spun o valoare pe care mi-au spus-o oamenii care locuiesc în... Dar PSD a crescut salariile. Da, le-a crescut pentru că a crescut acele valori brute. Pentru că angajatorul acum plătește toate taxele. Dincolo de aceasta, avem pe spațiu public, avem salariile foarte crescute. Sigur, doctori, polițiști. Au crescut salariile, bineînțeles, la stat. Dacă ne uităm însă în a dezvolta o comunitate și un județ, bine, inflația e partea a doua, sau Gorjul meu natal, vorbim de locuri de muncă în mediul privat. Sunt foarte, foarte puține. Și să ai mai companii puține, care că... să, bineînțeles, și ne dezvoltăm zona și infrastructura, devin din ce în ce mai puține, oamenii pleacă, tot timpul dau exemplu clasei mele de liceu, în care din 26 de oameni, unul singur mai este în Gorj. Restul cu toții am plecat. Și atunci, cum poate să crească județul dacă nu o faci acolo și învățământ de calitate și să dai șansa companiilor să crească? Din punctul ăsta de vedere, trebuie să ne asigurăm că oferim românilor și siguranța fizică personală, șansa la un loc de muncă. Vă dați seama cât de tragic este ca în anul 2019 oamenii să spere că sunt în siguranță într-un stat membru a Uniunii Europene și a NATO? Este. Dar cazurile din ultimul timp ne arată că, din păcate, începem să ne fie frică pe stradă din nou. Nu este normal. Da. Vă rog, domnule Botez. Vreau să revin la ce spuneam mai devreme. Cred că situația asta e în toată România. Oamenii pleacă afară pentru un trai mai bun. Da. Dar ce văd eu foarte des la mine în județ, în Vaslui, oamenii pleacă, dar vor să-și construiască acasă. Văd tineri care pleacă și îmi spun că vor să-și construiască acasă o casă, vor să aibă un loc unde să-și facă o familie. Unii deja au soții, au copii și zic, băi, mai merg 2-3 ani afară și apoi îmi termin casa și mă stabilesc acasă. Și de-aia spun... că nu ar vrea salarii foarte mari, dar vor să aibă un job sau o activitate din care să aibă un venit decent și apoi le-ar fi suficient să stea, să se știe acasă lângă părinți, să se știe acasă lângă prietenilor și să poată duce o viață pântihnă. Aceasta înseamnă fericiți în România? Aceasta ar putea însemna fericiți în România, pentru oamenii cu care m-am întâlnit eu. Da, să fii în comunitate, să fii cu familia. Și se încadrează și la capitolul normal în România? Da. Din păcate, românii, și ne uităm la statistici și la ce au fost întrebați, românii din diaspora au nevoie de un stat de drept, au nevoie de o clasă politică curată. Ultimul nivel din piramida lui Maslow, aroganță pentru marea parte a românilor. Dar au nevoie de niște lucruri care și de infrastructură și mai ales spitale, că se gândesc
fizic, nu vreau să mor ce în se întâmplă dacă trebuie să mă duc la spital și școli pentru copii. Deci sunt lucruri care țin într-adevăr de comunitate și de lucrurile apropiate de dânsii. Domnilor, din păcate timpul ne presează foarte mult și sunt convins și sper să reveniți în platoul București TV, chiar dacă mi-am permis o manieră mai dezvoltată în această seară. Dar nu vreau să închei înainte de, nu știu dacă sunteți la curent, cred o știrea zilei, de altfel, dincolo de domnul Șerban Nicolae, președintele Comisiei Juridice din Senatul României. Îmi par două lucruri total antagonice. Șerban Nicolae, juridic, mă rog, votul a fost dat, dovada foarte clară că opoziția încă mai are de muncit la puterea pe care o are în legislativ, atât Camera Superioară cât și Inferioară. În schimb, un citat foarte interesant. Domnul senator Florian Bodoc, din grupul parlamentar PSD, întâmplarea face, nu aleg eu, că nu credeți că sunt împotriva PSD-ului, sunt împotriva idioțenilor care se întâmplă, dar nu a PSD-ului în sine. Așa? Domnul Florian Bodoc a primit o solicitare din partea DNA adresa Camerei Senatului de ridicarea imunității. Senatorul PSD a avut o întâlnire cu colegii săi din partid și a avut o replică, conform unor surse, citez de pe Europa Liberă, ca să ne înțelegem, un site în care eu am încredere, citez: dați-mă afară din partid, dar vă rog, nu fiți de acord cu solicitarea DNA. L-ar fi spus Bodoc la ședința de grup. Da, speechless. Da. nu mi se pare normal ca Parlamentul să aibă totuși această putere să se opună justiției. Nu doar Florian Bodoc, sunt multe alte nume care se ascund în spatele imunității parlamentare. Pentru mine a fost... Și aici mai e un lucru la care trebuie să ne gândim, că vorbeam mai devreme de imunitate. Imunitatea aceea este politică. Dânsii se folosesc de un lucru teoretic ca să oprească justiția să-și facă treaba. Dar în mod normal... Era doar pe atacuri politice. Da. Nu ar trebui să aibă nicio legătură cu ceea ce a făcut dânsul în afara acelui... Altul a fost detaliu care m-a frapat. Deci gândiți-vă că pentru omul acela ce avea mai scump în viață era calitatea de membru de partid. Da? Adică era de tipul: domnule, tăiați-mi două mâini, adică dați-mă afară din partid, dar nu mă dați pe mâna DNA. Aceasta este maniera în care se face politica? Se ajunge aici, nu mai contează principii, nu mai contează demnitate, nu mai contează nimic când vrei să scapi de pușcărie, pentru că vezi că pică capete în jur. Domnii au avut și un exemplu foarte relevant, da, recent. Totuși, ce ar trebui să știți este că sunt mai multe nume care, pentru care se cere începerea urmăririi, da, penale. Deci acești oameni trebuie să fie puși sub acuzare. Da. Dar noi de câteva săptămâni avem în Parlament un coleg în Camera Deputaților, Octavian Goga, care a fost la PMP și care a trecut acum la PSD. Dacă vedea că la PMP nu sunt șase, a trecut la gașca de băieți care fac zid împotriva PSD, justiției. Da? Da? Și acest domn nu se solicită începerea urmăririi penale sau deschiderea vreunei căi de astea, ci are o condamnare definitivă. Iar PSD face zid în fața lui și l-apără. Este incredibil așa ceva. Liviu Dragnea, după ce a primit condamnarea, a doua zi a mers la pușcărie. Ei, pentru omul ăsta deja are condamnare de câteva săptămâni bune, și noi nu avem nicio problemă să îl ținem acolo. Desigur, e un calcul, și anume că urmează poate o moțiune de cenzură sau mai știu eu ce, și ai nevoie de el acolo. Dar totuși e prea mult. Domnule Ciungu, o ultimă replică, vă rog. Să continuăm pe această temă. PSD demonstrează că n-a învățat nimic. Drept urmare, se va duce la coșul de gunoi al istoriei. Și e bine că noi reușim astăzi în România să avem o șansă să creștem împreună, să dăm o nouă idee de clasă politică, să devenim normal, dacă vreți să folosim și sloganul. Dar nu e important, e chiar foarte important să reușim încă o dată să aducem în România o clasă politică competentă care gândește pentru cetățean
și care nu se uită la dânsul sau la dânsa ca la un număr sau la ceva ce poate fi dat la o parte ca să fie într-o gașcă de mafioși și mai departe. Aveți perfectă dreptate și sunt de acord, nu o să vă las să spuneți și sper, adică vă știu de bun simț și nu cred că spuneați numele partidului și a sunat așa foarte discurs de campanie cumva. Apreciez foarte mult. Din păcate am presat și am forțat liniile, că tot este la modă în România să se forțeze limitele, inclusiv în cazul domnului deputat Goga, care ține foarte mult la a forța liniile. Eu cred că ar trebui încă un dosar penal pentru nesupunere, pentru că atâta timp cât ai o condamnare, trebuie să te supui, să-ți iei bagajelul, să duci să-ți faci meandrele. Cred că domnul Dragnea mai are un loc lângă el. Dragi spectatori, iertați-mă pentru maniera mai dezvoltă din această seară, dar am crezut oportun momentul, pentru că aceasta este maniera, dincolo de dezbaterile pertinente, în care ar vrea să vadă politica din România. Nu atacuri ieftine la persoană, nu atacuri cu fotografii, apropo de doamna Chichirău, nu atacuri sub centură, ci o manieră deschisă în care nu trebuie să ne ascundem și să avem grijă la ce declarăm, pentru că politica e pentru și despre oameni. Vă reamintesc că în această seară ne-am aflat alături de Mihai Botez, deputat USR. Bună seara încă o dată și mulțumesc că ați fost alături de noi. Cu drag. Și domnul Daniel Ciungu, deputat viitor, poate, în Parlamentul României, reprezentant PNL, de altfel membru a biroului politic PNL București. Mulțumesc pentru prezență și bună seara și noastră. Doamnelor, domnilor, eu sunt Alexandru Rotaru, am binecuvântat pe domnul Ciungu pentru calitatea de deputat. Cine știe, poate am gura polită de aur, dacă da, o să bem un vin pentru aceasta. Vă las în compania București TV, nu înainte de a vă reaminti că mâine seara vă întâlniți cu al meu coleg Victor Preda, care deschide cumva ușile pe București TV pentru candidații înscriși în cursa pentru prezidențiale. Veți avea o discuție mai mult decât interesantă cu un domn pe care aș vrea să-l prind într-o emisiune, Cătălin Ivan. Îi zice candidat pentru fotoliul de la Cotroceni. Pare să fotoliu foarte râvnit de către multă lume. Am avut deschisă cursa cu Porumbei, cu gâște mai lipseau la Becu, Biroul Electoral Central. Vedem care ne convinge și pe care veți reuși să-l votați. Până atunci nu uitați că, într-adevăr, politica este despre oameni și aveți dreptul să cereți ceea ce vi se cuvine cu adevărat, și anume reprezentanță pe bune de la toți membrii partidelor, indiferent din care partid fac parte aceștia, opoziție, guvernare, sunt acolo pe banii noștri. Acesta este argumentul pe care îl avem atunci când dăm un telefon la reprezentantul nostru. Seară bună, la revedere!